Am prins anumite chestii care nu mi-au plăcut. Organizarea depozitului lasă de dorit. Pentru cineva nou este aproape imposibil. Da. Cu siguranță vom digitaliza depozitul și toate fluxurile depozitului, 100%. Legat de tine, munca ta și ceea ce prestezi e una impresionantă, în sensul că ai o ținere de minte și ești super profi în ceea ce faci. Mulțumesc frumos. Se vede că dorești să poți realiza ceva la muncă, încât să poți aduce acasă bucurie, învățătură și tot ceea ce capeți și tot ce e din tine. Chiar așa este, da. Ai apucat să-mi povestești un pic în pauzele noastre despre, da, despre familie. Da. Povestea ta, povestea familiei tale nu este doar a ta, e una super impresionantă și cu o învățătură, cu o încărcătură maximă în spate. Avem multe de învățat de la tine și de la tatăl tău, de la familia voastră. Mulțumesc, da, frumos! Am un mic dar pentru frățiorul tău, Bogdan. Mulțumesc frumos! Nu mă limitez doar aici, aș vrea să-ți mai fac un dar, o ofertă, mai mult decât un dar. Știi că avem o fundație și ne ocupăm constant de problemele oamenilor. Cred că ai aduce multă, multă, multă valoare. Dacă ai accepta. Vai, nu cred așa ce... Da, cu siguranță, da. Da, mulțumesc frumos. De azi, tu vei fi ambasadorul acestei fundații. Da, mulțumesc din suflet. Iar pentru a putea avea grijă de toți în continuare, de familie, de frățiori, mai am un dar pentru tine. Pentru a-ți putea ajuta familia? Nu cred. Mulțumesc frumos. Deci nu vine să cred, jur. Mulțumesc mult de tot că ai încrederea asta în mine. Da, promit să fie un drum, nu știu. O luăm de la zero cu tot ce înseamnă și să facem cât mai mulți copii fericiți. Bun, îți mulțumesc mult pentru tot. Mulțumesc și eu pentru tot, pentru absolut tot. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult. Am devenit ambasadoarea fundației noastre și simt că voi putea schimba, putem împreună schimba viața multor familii, multor copilași, astfel încât să le dăm și lor dreptul să ducă o viață cât mai liniștită.